suntem afară, am venit până la Mega și nu aveau ghimbiri și clădite, așa că am venit până la Profi. Am luat și câinele după noi și acum al meu e în Profi și vreau să vă zic că aici, de la cofetăria Paradis, pentru cine nu știe, în zona Sălăjan, este o cofetărie de lențial de bună și am luat o savarină. Mie îmi plac savarinele și amandinele, eu sunt pe clasic, așa? Și am luat un Reina, ar arăta ca un trio șocolat, doar că mie nu-mi plac astea, trio șocolat, miau o șocolat. Și acum așteptăm să vină și să mergem acasă, că vreau să vă arăt ce mi-a luat Roxanica cadou când a fost la Cluj. Și ce să vă mai arăt eu, cum mă demachez, cum una alta aici cu voi, ca să am conținut. Dar pentru asta trebuie să bușez butonul ăla de like, subscribe și de abonare la clopoțel. Ce de ce? Am ajuns acasă, ăsta e băiețelul și asta e fetița, da? Că știți că e pisica blocului. Ce, mama, mama? Da. E, nu-i frumos? Ce mi-e meu? Of, te plictisește băiatul ăsta, nu-i așa? Silent, sus. Nu faci așa cu Sperry. Hai, plec de aici. Acestea sunt prăjiturile. Foarte bine arată. Ce faci, fai, fată, te uiți tu pe prăjiturile mele? Și mă uit la Doctorul Cel Bun. Îmi place mie Doctorul Cel Bun. Sunt la sezonul 3. Măi, mâncă lapte. Am servit-o cu lapte. Pentru că pisicile mănâncă lapte. Simpatică. Suntem de la Ring Light și avem aici o punguță drăguță de la Sole. Nu este PR Box, este cadoul de la Rosănicea. Și voi începe cu produsul de la Beauty of Justion, Glow Replenishing Rice Milk. Ok, nu facem pe engleză cu o dămână. Doamne iartă-mă, stați să-l și desfacem. Pentru că vreau să îl și testez. Roxy mi-a zis că și l-a luat și ea și că e foarte mișto. Așa arată. Ia uitați. Aici este orezul și aici e soluția. Și bineînțeles că va trebui să o amestecăm. Roxy mi-a zis că nu miroase, dar se simte foarte mișto tenul după ce o folosești. Și mi-am luat deja cotonetă să o încercăm aici. Mai avem un ser de la Unique. Cam așa arată. Ei, bobiță, chiki-chiki. Ce mai avem aici? De la Centella avem Water Fit Sun Serum, care are SPF. De asta cred că mi se seroxi, care SPF. Și aici mi-a dat Rosy mai multe mostre. Și una dintre ele știu sigur că este cremă de noapte, dacă nu mă înșel. Doar că trebuie să văd eu care este exact. Daily Care, nu? Era una, mi-a zis ea pentru seara, dar nu mai știu. Ah, Sleeping Pack. Ok, fine. Ăsta e. Ăsta este Sleeping Bag, este o mostră și... A zis Roxy, fată, încearcă-le și tu, că cine știe, poate îți place vreuna. Și după aia măcar știi produsul și poți să-ți dai comandă. Și stați un pic să opresc puțin aerul condiționat, că e pe căldură și mor de cald și revin imediat. Gata, l-am oprit pentru că aplicația este din telefon și... a trebuit să ies puțin din aplicație, ca să nu mai caut telecomanda ca o besmedică pe aici. Și stați un pic să... Hei, te loc frumos! Am unghiile foarte moi după băiță și nu pot să desfac asta. Ok, hai, punem frumos pe cotonetă.
Asta e de umplat, să știți, foarte tare. Mă așteptam să fie mai moale, să pot să o scutur. Da, nu miroase. Pentru cine nu știe, eu am de la Beauty of Joseon protecția solară, tot așa cu orez. Doamne, este demențial, jur, și miroase aia puțin amigdale, așa, ceva wow. Am primit un comentariu în care mi-ați spus să vă arăt rutina mea de zi și de seară. Eu nu am o rutină de zi și nu am o rutină de seară. Singurele chestii pe care le fac, să știți că sunt acele tratamente cu sesderma, de îmi fac ușurile singură, când îmi vopsesc prâncenele, gomaj, dar rest nu mă dau nici măcar dimineața când mă trezesc cu cremă. Că uit, eu mi-aș dori să fiu așa o fetiță de-aia drăguță care se dă mereu, dar uit, oricât mi-aș dori, uit să fac acest pas. Dar uite, acum că tot avem produsele astea, puteți să știți că de acum, înainte de culcare, mă voi da cu această loțiune tonică pe fățucă. Mai ales că am astea trei coșuri, 1, 2, 3. Mor cu ele. Nu le mai suport. Îmi place. Nu mi-o ustură ochii. Ceea ce pentru mine e un avantaj. Deci, bun. Între timp să știți că am descoperit niște firicele în sprânceană. Așa că trebuie să iau penseta și să le pensez. Că doar nu le lăsam, Doamne iartă, acolo. Și cam așa arată această soluție de la Centella Sleeping Pack. Hai să vedem cum se simte pe față. Miroase frumos, miroase acurat. Foarte finuță. Și pare așa ca o apiță. Râdem glumind, dar să știți că din mostra asta, cred că aș fi putut să mă dau chiar de două ori, pentru că este foarte multă. Adică chiar trebuie să pui o cantitate destul de mică. Și stați că am descoperit aici două fire din pensatul meu pe fața mea. Da. Pare că ar hidrata acum, nu știu ce să zic. Va trebui în primul rând să intre în asta, cum îi zice, în piele, produsul. Dacă ați încercat vreodată Aqua Filler sau nu mai știu de la Aven, nu mai știu ce era, ceva cu Aqua, cred că e cam aceeași consistență, să știți, față de ăsta. În fine, și ținând cont că este de noapte, nu o să mă mai dau cu altceva decât cu un balsam, ceva vaselină pe buze să stea hidratate și vom vedea după aia cum va fi. Oricum, cred că o să vă scriu pe aici să văd dacă rămâne lipicios, chestii, nu pare că ar rămâne lipicios, dar mai aștept puțin să vă spun exact cum se așează Centella pe fățuca mea. Am venit la salon, la Max Beauty Salon. Aici este Erica, care face manicura impecabilă la curățare și l-am adus și la băiețelul meu. Mi-am asurtat. Mi-a așa, mami? Un moment pentru părul meu care are schipici, mi-a pus Erica. Și nu uitați că la Mads Beauty Salon aveți ofertă de tuns, spălat, plus coafat doar la 99 de lei. Și dacă cereți special să vă faceți la Erica, puteți să-i spuneți că ați văzut la Corina sclipici și că vreți și voi două șovițe într-o parte, două șovițe în cealaltă parte. Care sunt așa simpatice, se văd foarte bine la lumină și la blitz. Dar am făcut și acel tratament cu carbon, care este pentru regenerarea colagenului, pentru acnee, pentru rozacee și pentru mai multe chestii. Și vreau să vă spun că nu doare absolut deloc. Puteți să îl încercați și voi la Mads Beauty Salon. Este, dacă nu mă înșel, 250 de lei. Dar a fost și mai mi-am făcut și o curățare și o mască tot așa pe față. Dar asta cu puc mi s-a părut genială. Trebuie să aștept 20 de minute să se usuce foarte bine acea mască, iar ulterior vii frumos cu laserul acela și
îți curăță fața. Eu am ajuns acasă și am uitat aseară să vă spun despre acest produs de mi l-a cumpărat Roxy. Îmbunătățește hidratarea profundă cu extract de orez, prevenind uscăciunea și asigurând că pielea rămâne confortabilă și hidratată. Deci este foarte bine că este și pentru hidratare acest toner. Am uitat să citesc ieri pe cutie, dar din nou, astăzi, după ce mi-am făcut acest tratament la față și mi-a făcut și acest coș, așa, după ce mi-am făcut și coșurile, aș vrea frumos să îmi hidratez fața și bineînțeles că nu mă voi mai machia. Iar eu săptămâna viitoare, vineri, voi pleca la Timișoara cu un job. Am acolo un eveniment cu seara de Halloween, cred că v-am mai spus eu. Ei, și mi-aș dori până vinerea viitoare să am și eu tenul perfect curat și frumos. Și să vă fac un mic update la chestia aia de seară cu care m-am dat. Să știți că a intrat foarte bine în piele, chiar foarte, foarte bine. Și chiar s-a simțit fața foarte plumping, așa, mi-a plăcut, chichi. Și dacă tot am mostre și eu știți că nu prea folosesc, mi-aș dori să mai folosesc încă una astăzi. Așa sunt și produse bune și chiar mi-aș dori să le termin și să le și verific. Uite, avem aici o cremă cu pantenol. Da, așa arată. Bine, mostra, da? Stați, focus, hei! Așa arată. Și mi-aș dori să o punem și pe asta pe față, să vedem ce și cum. Că dacă tot mi-am dat frumos cu această apă de orez, de ce să nu îi ducem hidratarea mai bine la față? Și pantenolul ăsta, din ce mi-aduc eu aminte, era un produs bun. Hei, dar chiar trebuie să pun mai mult, că da, trecut l-am pus pe tot, nu știu dacă să-l pun pe tot. Ce ai, Corino, care are puțin ăsta, uitați. Ok, eu să-l punem pe tot. Gata, ăsta e tot. Hai să frecăm frumos în mânuțe. Pune, 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 că doar nu pui de la tine. Bă, da, pui de la tine, Corino. Mamă, și aveam și un coș în sprânceană. Doamne, ferește-mă. A pocnit direct, așa, cu sânge. Vai de capul lui, ce mă enervează. Și pentru cuticula aceea perfectă, nu uitați că Erica este cea care îmi face cuticula perfectă. Așa că cu codul Corina10 puteți să vă duceți dacă doriți să vă faceți manicura. Dar puteți să vă faceți orice, adică și unghi cu semi, și unghi cu apex, și unghi cu ce vreți voi, aveți codul acela de reducere, dar eu pot să vă spun de cuticula perfectă pentru mine, care nu am unghi, pentru că n-am unghiuțe, da? Doamne, dar e genială, Erica. Are un talent fata asta pe manicură. Doamne, doamne! Așa, muy bien! Gata! Să intre frumos în fățucă, da? Și o să ne pregătim să mergem acasă la niște prieteni, că vor să facă ei ceva de mâncare și după aia vedem. Ce mai facem? Una alta? Asta să-mi perii totuși genele, că nu am de gând să mă machiez. Așa. E una crescută cu simt. Am simțit-o. E acolo, enervantă. Gata, și ne vedem mâine sau mai încolo. Vedem. Te joci cu ridica, mami? Da? Nu le fă ridică, ce? Da, ce are, mă? Ai, ești gosul. Ce jucosul, mami? Bună dimineața, o nouă zi, sunt în mașină cu Rich, pentru că de câteva zile încoace nu mai sare în pat. L-am luat în brațe aseară când am venit de la prietenii aceia de acasă,
Așa, normal, cum îl iau, adică nu vă gândiți că l-am luat în alt fel sau ceva. A început să plângă foarte tare și bineînțeles că ulterior, când l-am pus în pat, că l-am ridicat eu să-l pun în pat, am început să plâng și eu cu el, adică cred că mă termină pe psihic, că nu pot să-mi dau seama ce are și că sărăcuțul nu poate să-mi spună, să vorbească cu mine, să aflu exact. Așa că l-am pus pe mine să o sune pe doctoră și a zis să mă duc la o radiografie cu el. Ei bine, ținând cont că l-a durut foarte tare când l-am luat în brațe, m-am gândit că poate o avea și ceva la stomac, nu știu. Acum mă duc urgent cu el în Bragadiru, unde e Alina, să văd ce are băiatul, ca să mă aștept puțin la ceva. Dacă este ceva ce nu suporte, să-l văd pe el, că plânge, că are dureri, că nu poate urca în pat. Eu înțeleg că e și bătrânel la 12 ani. Dar nu, eu trebuie să-l fac bine, cumva, pe Rich. Și vreau să descoper cauza pentru a nu suferi băiețelul meu cu nimic. Pentru că implicit sufăr și eu, adică... Da. Așa că mă duc. În 30 de minute îmi arată că sunt acolo. Gata, am venit acasă. Am fost cu băiatul la doctor. I-a făcut o injecție aici, în zona coloanei. Mi-a dat niște pastiluțe pe care abia le-am găsit. Abia le-am găsit și nici palea nu le-am găsit în doza care mi-ar fi trebuit mie. Va trebui să le tai, să le împart, să nu știu ce. Și o cremă cu care să-i fac acolo masaj la coloană. Și voiam să vă spun și că am fost în piață. Abia acolo am găsit pastilele. Și am cumpărat ceva. Am cumpărat două pâini proaspete. Am cumpărat o chestie de asta plină de carne, de porcușor. Am cumpărat o bucată de brânză de oaie. Pentru că al meu nu mănâncă de la țărani, nu mănâncă decât Hochland. Și eu sunt fană tot ce se poate. Caltaboș, lebăr, tob, orice aș mânca. Așa. Tobă. Care e foarte bună și nu e cu gelatină, dar e multă. Încă ceva, un piept de porcușor, ceva acolo cu mai multă carne. Am luat și o șunculiță care are carne, vedeți? Că de asta am mâncat și al meu, nu știu cum de, am mâncat. Și parizer, pentru că ador parizerul. Și ăsta este gelul cu care îi voi face masaj lui Richard, se pare că e și pentru cai. Bine. Aici nu e foarte mare, dar aia e. Și acum vreau să fac puțin ordine aici în bucătărie, că iarăși îmi stă pe cap că am o grămadă de chestii, pâine. I-am pus pachetul al meu, nu și l-a luat la el, deci va trebui să-l arunc, pentru că l-am pus de ieri. Baghetele, dacă le lăsați în punga asta de la Lidl, nu s-a rupt, da? Vă rog eu, dacă vă cumpărați baghete, chestii, puneți-le în pungi de plastic, altfel nu mai aveți ce face cu ele, vă zic sincer. Pentru că uitați, da? Trebuie să le arunc acum. Și am mai găsit în mașinile al meu chestiile astea pe care le-am luat din Grecia. Nu știu dacă vă puteți imagina ce sunt, dar sunt ventuze, pentru că eu și pun ventuze pe spate, mai ales când sunt răcite, eu sau al meu ne punem reciproc. L-am învățat și pe el să-mi pună, pentru că bunica mea îmi punea mereu și le-am găsit și am zis că sunt cu ăsta rotund, sunt fix ventuze. Așa că o să le pun aici pe balcon și să nu să le bag în cutia de ventuze. Da. Aici se încheie vlogul. Nu e aici băiatul, că voiam să ți-l arăt. A plecat, a băut puțin apă și a plecat. Și ne vedem data viitoare cu un nou clip. Nu uitați să îmi dați mie un like, un follow, adică un subscribe. Chestii de astea de vă cer și eu, da? Da? Bine, hai, vă pup, vă iubesc, bye!